Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor dr. Corin Badiu de la UMF Carol David la București și Institutul de Endocrinologie CEI Parhon. Bună ziua și bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Este din nou o plăcere să mă aflu alături de noastră într-o dezbatere legată de o problemă de sănătate din ce în ce mai interesantă. Da, pentru că problema pe care ne-am propus să o abordăm astăzi este problema transexualității, ceea ce, după cum se știe, și la nivel internațional începe să capete o anumită amploare și medicina e obligată să se confrunte cu ea ca atare, să înțeleagă toate mecanismele, tot ceea ce decurge din această situație oarecum nouă pentru poate cei mai mulți dintre medici și să știe să gestioneze problemele legate de transexualitate. V-aș ruga să începeți prin a ne explica despre ce este vorba. Sigur că discutăm într-o condiție în medicină bazată pe dovezi și în această circunstanță avem la dispoziție o mulțime de informații, lumea e din ce în ce mai mică și avem din ce mai multe protocoale și ghiduri pe care trebuie să le aplicăm și această zonă a patologiei dezvoltării și diferențierii sexuale nu face excepție. Pentru că, sigur, sunt componente variate ale elementelor care definesc sexualitatea, pornind de la cele genetice, primele care duc la dezvoltarea unui anumit tip de individ, apoi cele hormonale, cele somatice și, nu în ultimul rând, extrem de importante, dar dificil de scos în evidență până la o anumită vârstă, dezvoltarea dimorfică a comportamentului și a creierului. În această condiție, sigur că putem aborda patologia diferențierii sexuale la nivel comportamental și aceasta era definită înainte ca transexual. În momentul acesta, ultimele ghiduri recomandă noțiunea de disforie de gen sau incongruență de gen. Adică este o nepotrivire între ceea ce individul pare din punct de vedere genetic, hormonal, somatic, anatomic, orice criterii clasice doriți dumneavoastră, și ceea ce el gândește despre faptul că aparține unui anumit gen. Dacă dorește să devină, să aibă comportament, să aibă poziție socială, profesională corespunzătoare sexului opus. Și atunci se definește noțiunea de disforie sau incongruență de gen ca fiind cunoscută vechea condiție de transexual. Și cine are datoria să identifice existența unei astfel de situații? O asemenea situație se dezvoltă. Se dezvoltă prin comportament la perioada prepubertară, perioada pubertară, de fapt acela e momentul în care devin evidente anumite atitudini, comportamente care pot ridica semnalul de atenție. Această persoană se dezvoltă contrar așteptărilor familiei, societății și pare să dorească să aparțină sexului opus. Deci lucrurile încep pe perioada dezvoltării pubertare. Firește, cei care sunt confruntați cu această patologie sunt cei care se ocupă de copii. Fie că vorbim de pediatru, fie că vorbim de o specialitate dedicată, de exemplu, neuropsihiatrie, neurologie pediatrică și psihiatrie pediatrică. Aceia vor fi primii care, într-o condiție de atenție a părinților, vor fi sezizați asupra tendințelor copilului care nu e de comportament neconform cu ceea ce așteaptă familia de la acel copil. Și atunci când se ajunge la o astfel de situație, ce urmează? Este o abordare multidisciplinară. Firește că principala trăsătură care atrage atenția este comportamentul neobișnuit, dorința acelui copil de a deveni un adult de sex contrar celui cu care s-a dezvoltat până în acel moment. Care e pragul? Asta e o chestiune în dezbatere. Se consideră că vârsta de 16 ani este pragul de la care trebuie să considerăm inițierea
procedurilor care permit transformarea individului care aparține unui sex într-un individ care aparține sexului corespunzător comportamentului său. Dar prima chestiune pe care o ridicăm în discuție este dacă acele concepte ale copilului sunt bine fondate. Sigur că intră în discuție o abordare multidisciplinară în care psihiatria are un rol important. Pentru că în avalanșa de schimbări din perioada pubertară sunt multe modificări de personalitate, de inserție socială ale copiilor, adolescenților și acestea pot fi de multe ori puse în discuție versus o condiție care duce la o transformare ulterioară radicală și, dacă decidem, etapele chirurgicale irreversibile. Care este rolul endocrinologului într-o astfel de situație? Suntem solicitați pentru a documenta statusul hormonal în condițiile în care un pacient ajunge să fie verificat de psihiatru, se infirmă diagnostice de psihopatologie și se confirmă disforia de gen. Odată aceasta confirmată, este solicitat sprijinul nostru pentru a documenta profilul hormonal și apoi de a ghida transformările care permit sincronizarea profilului hormonal și biologic cu ceea ce acea persoană gândește. Pentru că dincolo de sexualizarea comportamentală, ar trebui și dorește lucrul ăsta să arate corespunzător sexului pe care îl are în comportament și în mintea lui. Și aici endocrinologul poate interveni și activ? Poate interveni activ, sigur că da, pentru că sunt evident două variante, fie ca un individ de sex masculin să dorească să arate ca o femeie sau invers, și acțiunea noastră este de a modula, de a îndruma terapia hormonală care să mențină caracterele sexuale corespunzătoare sexului care s-a decis. Uneori, după cum se știe, e vorba și de anumite intervenții chirurgicale care se practică în asemenea cazuri și unde probabil colaborați cu echipe specializate? Da, avem sigur o condiție chirurgicală care, dacă se aplică, este irreversibilă. Adică decizia de a transforma un organism nu numai prin acțiuni hormonale, ci și unele radicale chirurgicale, aceste decizii sunt irreversibile și e bine să se considere momentul de decizie al pacientului când are deplinătatea deciziei juridice, adică nu înainte de vârsta de 18 ani. Acest lucru poate implica echipe de chirurgie plastică, de urologie, de ginecologie, astfel încât să se îndeplinească cerințele sincronizării hormonale. După ce toate aceste etape au fost parcurse, se poate vorbi de o patologie, pentru că evident și transexualii dezvoltă anumite boli, se poate vorbi de o patologie specifică acestor persoane și în care endocrinologul are să aibă un cuvânt de spus? Firește, dincolo de acțiunea steroizilor corespunzătoare sexului care determină o anumită situație fenotipică, cum arată un bărbat și cum arată o femeie, există patologii specifice care sunt determinate de absența unor hormoni. De exemplu, apariția osteoporozei. Sigur că dacă se realizează histerectomie, anexectomie bilaterală și scăderea nivelului de estrogen va permite apariția osteoporozei mult mai rapid la o persoană care altfel ar fi avut un profil hormonal stabil și funcțional. Odată cu schimbarea sexului, transformarea este completă? Nu rămân reminiscențe din sexul anterior care sigur să creeze o mixtură? Da, așa este, rămân și adesea acești pacienți
apelează la serviciile multor specialiști, vorbim nu numai de endocrinologie și psihiatrie, ci și de zona de chirurgie plastică, de dermatocosmetologie, de acțiunea ireversibilă a unor medicamente care pot bloca acțiunea hormonului androgen, de exemplu, se schimbă pilozitatea, se păstrează o anumită dispoziție a adipozității, într-un fel e țesutul adipos la bărbat, altfel la femeie. Toate acestea reprezintă o grijă permanentă pentru, și pentru pacient, dar și pentru echipa care îl îngrijește. Da, și în care închipui că endocrinologul este unul din membrii echipei de termen lung. Pentru... Da, sigur. Sigur, avem condiții în care trebuie la fiecare 3 luni, 6 luni să urmărim un asemenea caz. Ulterior, după ce lucrurile intră într-o stabilitate, e suficient o verificare anuală. Cam care este dimensiunea problemei în momentul de față în România, de la nivelul Institutului Parhon? Probabil că aveți o idee despre dimensiunile acestei probleme și tendințele. Există o creștere? Ca în toate domeniile patologiei avem din ce în ce mai multe date și în cadrul Institutului suntem solicitați pentru evaluarea adulților, dar avem date expuse la conferințele naționale de psihoneuroendocrinologie din partea psihiatrilor care se ocupă de zona de disforie de gen. Dimensiunile probabil că sunt în realitate mai mari decât cele raportate, 50-100 de cazuri din partea doamna profesor Iuliana Dobrescu de la Spitalul Regia. Noi avem sub 50 de cazuri în cazuistica globală la institut. Da, evident, și îmi închipui că există disponibilitatea de a ajuta ori de câte ori este nevoie. Mă gândesc că în viitor, dată cu creșterea eventuală a numărului, problemele pe care le-am discutat anterior or să apară, însoțite poate și de altele. Între medicamente sunt unele care au influențe hormonale și care au altă indicație, nu sunt indicate pentru schimbarea de sex, ci pentru alte afecțiuni, care la rândul lor pot să interfereze încă o dată cu acest proces de... Sigur, și uneori sunt folosite medicamente care sunt destinate inițial profilului oncologic pentru blocarea sintezei hormonale, de exemplu superagoniștii de gonadoliberine, cum se folosesc în malignitatea de prostată sau de cancer de sân, care pot fi folosite și pentru această zonă de psihopatologie care blochează complet secreția funcțional anterior și permite o schimbare a profilului hormonal al individului respectiv, înainte de acțiunea ireversibilă chirurgicală. Deci asemenea protocoale sunt discutate și sunt puse în operă de echipe multidisciplinare. Sigur că e și o conjunctură, acum suntem aproape de ziua bolilor rare, 28 februarie, ziua bolilor rare. Această zonă de disforie de gen face parte dintr-o condiție rară și trebuie să o considerăm ca atare. Orice proces biologic este supus unor elemente de validitate statistică, discutăm totuși de o populație care nu se încadrează în ceea ce numim standardul. Discutăm de extreme. Și acestea sunt considerate ca atare și sunt tratate de echipe multidisciplinare. Da, dar tocmai pentru că unele din aceste entități și aceste condiții sunt considerate rare, cu atât mai multe le trebuie foarte bine cunoscute, sigur, pentru că și tratate cu maximum de respect, în primul rând, față de persoanele respective și, în al doilea rând, cu maximum de competență medicală. De aceea consider că discuția de astăzi a fost binevenită. Modul în care va evolua în viitor această problemă, sigur că nu depinde în primul rând de, mă rog, corpul medical, dar corpul medical trebuie să fie pregătit să rezolve aceste probleme, indiferent de dimensiunea lor. Esența acestei acțiuni este multidisciplinaritatea, abordarea multidisciplinară și abordarea standardizată conform ghidurilor în centre de excelență.
și suntem la dispoziția celor care sunt interesați pentru a le oferi sfaturi în acest domeniu. Deci Institutul Parhon poate fi considerat un astfel de centru de excelență. Avem cazuistică, avem resurse pentru documentare și avem la dispoziție rețeaua care să rezolve componentele sindromului. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.